În umblarea mea prin lume, în ispitele haine, peste tot, Iisuse, Doamne, numai harul Tău mă ține. Păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. Pe cărarea curăției și în lupta spre mai bine, să mă țin, nu pot într-una, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. Când aș vrea să ascult cuvântul, să-l primesc cum se cuvine, văd că totul stă strează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. În lucrarea Ta prea sfântă, unde mai chemat pe mine, cât e de puțină roadă, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. Peste tot și-n orice stare, Doamne, îndrăznesc la Tine și-n cădere și-n înălțare, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. Să deschidem împreună Scripturile Sfinte la a doua carte, la a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei și din capitolul 4 vom citi cuvântul sfânt
de la versetul 1 până la versetul 18. După citirea cuvântului Scripturilor împreună cu fratele Horvat Ioan, continuăm să ne rugăm. Fie ca Harul Ceresc să însoțească părtășia noastră în întregime. Amin. 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 1. Cuvântul Sfânt spune astfel: Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura. Își va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, și ei vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile, și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Cerul tron, unde e?
Veacuri ca un fuiet și azi încă mai răsună, un ecou ce în straja nopții curgător de veste bună, e o tainică chemare ce vine din slăvi divine, Domnul are trebuință suflete chiar azi de tine, nu-ți disprețui ființa, nici ușoara ta poluare, căci în ea e pus un mister, un tesaur, o valoare, o comoară nedescrisă, e însăși viața ta, să știi Domnul are trebuință în lucrare și de ea. În lăuntrul ființei tale simți că ești un instrument și că însuși Creatorul te-a dotat cu un talent. Folosește-l fără preget, chiar de e mai mărunțel, să știi, Domnul are trebuință în lucrare și de El. Poate ai un suflet nobil, totdeauna ai cuceritor, cu El vindești multe inimi, e balsam vindecător. E plin de sinceritate, e curat și e fidel, să știi, Domnul are trebuință în lucrare și de El. De ești rămas cumva în urmă, ultimul în turma sa, șchiopătând printre suspine sau plângând, nu te lăsa. Bate la ușa îndurării, intră, nu-ți fie rușine, să știi, Domnul are trebuință în lucrare și de tine. Poate întâmplarea face să fii chemat mesager, să arăți oamenilor calea și cărarea către cer. Spune la toți, fără încetare, păcătoși, leproși și goi, să știți, Domnul are trebuință în lucrare și de voi. Toți câți ascultați mesajul scris prin filul milenar, azi sunteți chemați pe nume să primiți iertare în dar. Nu mai zăboviți pe cale, ieșiți toți din nepăsare, să știți, Domnul are trebuință de toți în a sa lucrare. Amin. Numai pentru tine vreau să cânt, numai pentru tine aș vrea să plâng. Viața-i mult prea scurtă s-o risipesc, ți-o dărui ție. Numai pentru tine vreau să trăiesc, numai la tine mă gândesc. Inima-i prea mică s-o împărțesc, ți-o dărui ție. Căci numai tu, tu ai fost mereu lumina mea, ajutorul meu doar în
căci numai Tu, Tu ai fost mereu lumina mea, ajutorul meu, doar în mâna Ta vreau viața mea. Pe veci să fie, căci Tu ai fost și vei fi mereu ocrotirea mea, adăpostul meu, chiar și în încercări trec biruitor. Când ești lângă mine, numai Ție, Doamne, îți rugesc, cu credincioșie Te slăvesc, tot ce mi-aparține îți jertfesc cu bucurie. Tinerețea toată îți dăruiesc, inimă curată pregătesc, pentru Tine, Doamne, să trăiesc o veșnicie. Căci numai Tu, Tu ai fost mereu lumina mea, ajutorul meu, doar în mâna Ta vreau viața mea. Pe veci să fie, căci Tu ai fost și vei fi mereu ocrotirea mea, adăpostul meu, chiar și în încercări trec biruitor. Când ești lângă mine, căci numai Tu, Tu ai fost mereu lumina mea, ajutorul meu, vreau viața mea. Pe veci să fie, căci Tu ai fost și vei fi mereu ocrotirea mea, adăpostul meu, chiar și în încercări trec biruitor. Când ești lângă mine, de-ai talent încredințat, nu-l ține pentru tine, dă-l slujitorului plecat să predice în lume. Îl va purta în târgul nou și îl va slăvi pe Domnul printre acei ce sunt război cu firia și cu omul. Îl va ruga pe Dumnezeu ca să-și reverse harul pe cei cu traiul greu și plin le e paharul. Va mijloci pentru sărac ca Domnul să-l privească și cel trudit și împovorat să înceapă să-l vorbească. Se va ruga cu cei bolnavi și mâinile-și va pune pe cei ce sunt astăzi sclavi și nu știu niciun nume. Va face să curgă ape din inimi împietrite, o loși în laude să salte iubind doar lucruri sfinte, și va înălța lui Dumnezeu doar jertfa mulțumirii, căci ai știut talentul tău să-l faci darul iubirii. Și la întoarcerea din lume am înmulțit talentul, el tuturor va vrea să spună că Domnul nu e altul, să fie credincios în toate, nemărginit în slavă, în dragoste și libertate, pentru eternul Tată. Amin. Doamne,
Doamne, Tu ești bucuria mea, Doamne, Tu ești izbăvirea mea, cuvântul Tău este o lumină pe calea mea. Îmi pun nădejdea-n Dumnezeu, numai Tu ești ajutorul meu, ești mântuirea, ești adăpostul, ești Domnul meu. O mie să cadă în jurul meu, eu merg cu Tine, o Domnul meu, toată viața îmi pun nădejdea în brațul Tău. Nu mă voi teme de noaptea grea, nici de săgețile ce vor cădea, de orice rău mă ocrotește doar mâna Ta. Când sunt căzut, Tu mă întărești, când sunt pierdut, nu mă părăsești, numai în Tine nădăjduiește inima mea. Aripa Ta mă va ocroti, de orice rău mă va izbăvi, căci Tu ești în toate, ești ocrotirea, e stânca mea. O mie să cadă în jurul meu, eu merg cu Tine, o Domnul meu, toată viața îmi pun nădejdea în brațul Tău. Nu mă voi teme de noaptea grea, nici de săgețile ce vor cădea, de orice rău mă ocrotește doar mâna Ta. O mie să cadă în jurul meu, eu merg cu Tine, o Domnul meu, toată viața îmi pun nădejdea în brațul Tău. Nu mă voi teme de noaptea grea, nici de săgețile ce vor cădea, de orice rău mă ocrotește doar mâna Ta. Amin. Mulțumesc Domnului că în această după-masă pot fi din nou împreună cu Biserica Domnului de aici. Recunosc că sunt totdeauna binecuvântat în părtășie cu dumneavoastră și ca întotdeauna și de data aceasta, permiteți-mi să spun pentru toată biserica, cu toată bucuria, fără nicio reținere, din toată inima, pe toți, Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Mulțumesc Domnului pentru fratele Daniel, pentru soția dânsului, stați cu emoții aici, sub privirile dragi ale Bisericii Domnului și în mod special în această zi când e chemat în slujbă cu multă responsabilitate, mâna bună și plină de binecuvântări a Domnului nostru Iisus Hristos să fie peste dânsul. Amin. Să fie peste toată familia și peste soție și peste fiice. Mâna bună a Domnului nostru Iisus Hristos să fie peste toți slujitorii. Amin. Așa cum era provocarea la început. Și de ce nu? Mâna bună, bogată și binecuvântată a Domnului nostru Iisus Hristos să fie peste toată biserica. Din cuvântul lui Dumnezeu, epistola a doua a Sfântului Apostol Pavel către Timotei s-a citit. Capitolul 4, 18
versete. Epistola a doua către Timotei, mulți cercetători ai Sfintei Scripturi spun că ar fi ultima epistolă scrisă de Sfântul Apostol Pavel. Ce mă surprinde că ori e ultima, ori printre ultimile, nu scrie epistola către o biserică. Și scrie epistola aceasta cu cuvinte atât de bogate, înălțătoare, merită memorată epistola aceasta și îi înălțător cuvântul lui Dumnezeu din ea. Faceți lucrul acesta. Dar Sfântul Apostol Pavel îi scrie nu unei biserici, ci unui slujitor. Și în epistola aceasta, Sfântul Apostol se deschide parcă așa cum nu l-am întâlnit altă dată. Apostolul Pavel spune în epistola aceasta și în capitolul de aici multe adevăruri. Adevăruri către tânărul slujitor sau mai tânărul slujitor Timotei. Și mesajul care îl voi avea astăzi, Daniel, va fi acesta: către tine, mai tânăr slujitor. Și Sfântul Apostol Pavel se deschide și vrea să-i spună unui mai tânăr slujitor cum e el, cum sunt alții și cum e Dumnezeu. Dintre multe adevăruri de aici, permiteți-mi cele trei: către tine, mai tânăr slujitor, aș vrea să-ți spun acum cum poate nu ți-am spus niciodată cum sunt eu, părintele tău spiritual. Eu acela care mi-am pus mâinile peste tine și când m-am rugat, Dumnezeu a ascultat și ți-a dăruit și dar. De aceea spunea să nu fii nepăsător de darul care este în tine prin punerea mâinilor. De ce eu fi spus ce urmează să vă spun? Cred că pentru că dacă va avea nevoie tânărul slujitor din experiența lui Sfântul Apostol Pavel de adevărurile acestea, să-i poată fi de folos. Și dacă din prea iubiții mei frați, dragi slujitori de aici, vă va fi în viitor sau la unii vă poate fi de folos acum, să primim adevărul acesta pentru noi toți. Trei adevăruri. Aș vrea să-ți spun ție, mai tânăr slujitor, întâi cum sunt eu, și anume, Timotei, sunt singur. Versetul 16, la întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine. Toți ce au făcut? M-au părăsit. Timotei, sunt singur. Sfântul Apostol, care era înconjurat de frați, de slujitori, de biserici,
A venit un moment în viața lui în care a spus, acum sunt singur. Și în Timotei, singurătatea e periculoasă. În singurătate, oameni speciali ai lui Dumnezeu au avut atitudini neașteptate. În 1 Împărați, capitolul 19, în singurătate, după călătorii prin Arșița aceea mare, Ilie, s-a pus sub ienuper și în singurătate face următoarea rugăciune. Doamne, aș vrea să mor. Singurătatea te face uneori să spui, ajunge, aș vrea să se încheie acum. Singurătatea, Evanghelia după Luca, în capitolul 7, Ioan, cel care a văzut cerul deschis, cel care a văzut Duhul Sfânt coborându-se peste Domnul Iisus în chip de porumbel, în închisoarea lui Irod, cheamă doi dintre ucenici și le spune, mergeți și întrebați-l, el este sau să așteptăm pe altul? Singurătatea creează confuzii pentru oameni atât de speciali. Timotei, sunt singur. Ce-ți doresc și mă rog, frate Daniel, în slujire Dumnezeu să te binecuvinteze. Să nu ai parte de singurătate. Să fii înconjurat de frați, de prieteni, care să te privească cu drag și să spună ca lui Moise, nu vrem să te lăsăm singur și obosit, dacă îți sunt mâinile căzute, unul în stânga și unul în dreapta ține mâinile ridicate. Și cât timp mâinile erau ridicate, biruința era în numele lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu. Am repetat, poate, în biserica dumneavoastră, în biserica Domnului de aici, adevărul acesta, când cobor de la amvon în biserica unde slujesc în Cluj, este un grup de frați, de surori, care sunt atât de atenți și la mimica feței. Și dacă sunt trist, și dacă li se pare ceva că nu e în ordine, mă înconjoară cu dragoste și spun, dacă te apasă o povară, nu o duce singur. Vrem să ne rugăm împreună cu tine. Vrem să slujim atât cât ne este îngăduit nouă, nu vrem să te lăsăm singur. Către tine, mai tânăr slujitor, spunea Apostolul Pavel Timotei, acum este o perioadă în viața mea când sunt singur. Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Al doilea adevăr, aș vrea să-ți spun, Timotei, mai tânăr slujitor, la capitolul acesta, cum sunt eu, că în al doilea rând am nevoie de cărți. Și dacă vei veni, adă-mi cărțile, mai ales cele din piele. Și noi venim și spunem că avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, că sigur Apostolul Pavel nu romane aștepta să-i fie aduse.
Dar ce să faci cu cuvântul lui Dumnezeu? Că tu recunoști în capitolul acesta și spui, clipa plecării mele este aproape. Ce să mai faci cu cărțile? Că nu mai ai cui predica. Ce să faci? Să mai pregătești o predică, o temă? Nu, Timotei, eu nu citesc cuvântul lui Dumnezeu numai ca să-l spun altora. Eu citesc cuvântul lui Dumnezeu că acest cuvânt al lui Dumnezeu mi-e hrană. El însatură sufletul meu, cum spunea Domnul Iisus, Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 4, și omul nu se satură numai cu pâine. Și așteptăm totdeauna cuvântul care vine de la Dumnezeu. Și mulțumim că ne-a dăruit Sfânta Scriptură, cuvântul acesta minunat, infailibil, binecuvântat. Al doilea adevăr, am nevoie de cuvânt. Pentru că sufletul meu vreau să îmi fie alimentat. Și al treilea adevăr, către tine mai tânăr slujitor, cum sunt eu? Trei adevăruri spun la cele trei întrebări. Dacă vei veni, adă mantaua. Mi-e frică de frig. Dar dacă iarăși revin, recunoști că e aproape clipa plecării, ce mai atât de interesant? Că vei fi răcit când va veni momentul plecării sau că nu vei fi răcit? De ce e atât de important să-ți aducă mantaua, Timotei? Trupul acesta, vasul acesta este templu, este templu Duhului Sfânt. Și Timotei, eu învăț să-mi fac partea mea pentru trupul acesta, pentru vasul acesta, dacă el va sfârși decapitat. Aceasta este partea lui Irod, dar eu trebuie să mă grijesc de trupul meu. Da, mai tânăr slujitor, cum sunt eu? Sunt singur. Am nevoie de cuvânt pentru suflet. Am nevoie pentru trup. Îți doresc, frate Daniel, să fii binecuvântat cu ochi deschiși, să fii văzut de ochi deschiși când ești singur și să-ți fie aproape. Să-ți dăruiască Domnul hrană din belșug, din punct de vedere spiritual. Și să te binecuvinteze cu ochii deschiși, care să vadă atunci când sunt nevoi ca acestea pentru trupul nostru. Adum mantaua, să vadă nevoile care există și în acest sens. A doua întrebare, îi spune Timotei, lui Timotei, apostolul Pavel, cum sunt alții? Și haideți să ne aplicăm să vedem cum sunt alții, că așa cum a fost atunci, e și azi. Cum sunt alții? Aminteam versetul 16, unii te dezamăgesc. Dima, din dragostea pentru lume, spune, m-a părăsit și a plecat în Tesalonic. Unii te dezamăgesc. Dar auziți, e atât de frumos aici cuvântul lui Dumnezeu. Spune așa, căci Dima, din dragostea pentru lume, de acum m-a părăsit, a plecat în Tesalonic. Punct. În dreptul lui Dima. Apostolul Pavel nu spune, pentru că a făcut lucrul acesta, vor veni pedepsele peste el, nu. Spune atât. Ce înțeleg eu de aici? Că apostolul Pavel îl sfătuiește pe Timotei, Timotei, lasă ușa deschisă. Lasă ușa deschisă, dacă Dima s-a dus,
poate într-o zi se întoarce. Lasă ușa deschisă. Pentru că cel care deschide și cel care închide, să rămână Dumnezeu. Unii te dezamăgesc, Timotei, când vei întâlni oameni care te dezamăgesc. Să știi cum să procedezi în dreptul lor, nu le închide ușa pentru totdeauna, lasă-L pe Dumnezeu să facă, spune doar atât. M-a părăsit. Alții, că suntem la gândul cum sunt alții, alții rămân lângă tine, spunea, numai Luca este cu mine, versetul 11. Alții rămân lângă tine și pe cei care rămân, apreciază-i. Mulțumește-le pentru gestul acesta, pentru dragostea lor, pentru cântare, pentru mâna lor deschisă în a-ți veni în ajutor. Apreciază-i. Timotei, alții, spunea, când vei veni, adu-l și pe Marcu, tot versetul 11, ia-l cu tine, căci îmi este de folos. Adu-l și pe Marcu. Marcu este ceva special pentru Apostolul Pavel, pentru Marcu, între el și Barnaba a fost un schimb de cuvinte și spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, că așa a fost de mare întristarea încât s-au despărțit. Și Apostolul Pavel spune, Timotei, ia-l pe Marcu. Se poate întâmpla că și eu am fost prea grăbit atunci și poate am greșit față de Marcu, că și eu sunt om, și eu am limitele mele, și eu pot greși, că toți greșim în câte feluri? În multe feluri. Timotei, dacă vii, rogu-te, adă-l pe Marcu, că se poate întâmpla ce n-am rezolvat în ani. Să rezolv încă o dată acum, la sfârșit, poate printr-o îmbrățișare, poate prin mai spune lui Marcu, Marcu, n-am înțeles atunci, dar mulțumim celui care veghează asupra noastră a fiecăruia și face roditoare lucrarea lui. Amin? Amin. Cum sunt alții? Unii te dezamăgesc, Cadima. Cum sunt alții? Alții rămân ca Luca și spun, rămânem orice s-ar întâmpla, rămas cu Sfântul Apostol Pavel să-i apreciem. Cum sunt alții? Ca Marcu, care poate am avut și noi anumite greșeli. Și închei, cum sunt alții? A doua întrebare. Unii ca Alexandru Căldăraru, oameni care sunt cu totul împotrivă, oamenii aceștia nici cum nu găsești soluții să-i aduni, să-i mai sfătuiești, să le mai spui ceva, oricât ai vrea să fii de credibil pentru ei. Ei în continuu vor comenta și te vor răni foarte mult. Și spunea, aici, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Și ce faci cu el, pentru că ți-a făcut mult rău? Ce faci cu el? Auziți ce spune versetul mai departe. Domnul îi va răsplăti pe cei care mi-au făcut mult rău. Îi las în mâna lui Dumnezeu. Numai Domnul poate să convingă, numai Domnul poate să îi răsplătească, numai Domnul poate să facă lucruri pentru că sunt imposibile pentru mine. Timotei, notează, tu mai tânăr slujitor, în lucrarea în care ești chemat, că te vei întâlni cu realitatea aceasta. Unii te vor dezamăgi, unii te vor încuraja, pe unii caută iar,
merită să te smerești, merită să te apleci. Pe alții, dacă nici cum nu-i poți convinge, ca Alexandru Căldăraru, lasă-i mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu veghează, că Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu coordonează. Și cea mai sigură mână e mâna Lui. Și al treilea adevăr, aș vrea, Timotei, să-ți spun și lucru poate cel mai important. Aș vrea să notezi, Timotei, tu mai tânăr slujitor, cum este Domnul. La întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit, să nu li se țină în socoteală lucrul acesta, însă Domnul a stat lângă mine și ce a făcut? M-a întărit. Aș vrea, Timotei, să știi cum este Domnul. Domnul rămâne lângă slujitorul lui. Și dacă aș spune ceva până la finele serii, aș spune adevărul acesta, Domnul rămâne lângă slujitorii lui. Ce bine că Domnul rămâne. Citesc despre Sfântul Apostol Pavel, prin câte situații a trecut. Momente disperate din viața acestui om al lui Dumnezeu. Și iată că din toate a fost salvat. Pentru că Domnul a rămas, spunea Sfântul Apostol, lângă mine. Permiteți-mi o paranteză. Cu câteva luni în urmă, în primăvară, eram la spitalul oncologic, după cum știți, situația prin care am trecut. Eram în sala de așteptare la profesorul respectiv. Erau mulți pacienți. O soră care e profesoară, văzându-mă acolo, a venit și a spus, frate, Sandu, ce faceți? Aștept. Aș vrea să-l cunoașteți pe tatăl meu, nu-i credincios. Îi și dânsul sub tratament. Ați vrea să-i spuneți câteva cuvinte? Stăteai de dimineață, după 5 ore, 6 ore de așteptare, epuizat, cu diagnosticul cel mai grav în mână. Și sigur am spus, sigur, dacă pot. Și a venit Domnul respectiv lângă mine. Ce să-l întreb? L-am întrebat câți ani are și mi-a spus că e născut din 1956. Și am spus și eu din tot din anul 1956. Și mi-a dat să-i văd diagnosticul. Am văzut, era un cancer la stomac. Dânsul a spus, da, dumneavoastră, zic, la mine e mai, cel mai agresiv cancer. Dar ce să facem? Suntem amândoi pe același scaun, condamnați amândoi. Și dânsul era supărat că se deschidea foarte greu ușa și ne chema înăuntru și l-am văzut neliniștit din acest motiv și am spus, vedeți, ușa e închisă și sunteți trist. Vreau să vă spun că dacă ușa asta e închisă, nu știm cât vom mai avea viață. Este o altă ușă deschisă. Știți cum se numește ușa aceasta? Vedeți, aici scrie numele profesorului, medicului și medicii care sunt în echipă. Toți sunt scris pe ușa aceasta. Vreau să vă spun de o ușă care e deschisă și pe ea spune Iisus Hristos, Domnul. Nu vreți, pentru că amândoi nu mai știm cât avem de dus în viața aceasta, să îi se deschide ușa aceasta a mântuirii. Și dânsul s-a uitat la mine și a spus, mă mir de dumneavoastră, puternic sunteți. Știți de ce pot să fii puternic? Pentru că Domnul scrie aici, Sfântul Apostol Pavel, a stat lângă mine și m-a întărit. Și m-a întărit. Și discutând, s-a deschis ușa și profesorul a strigat, domnul Negrușer, poftiți înăuntru.
Și am plecat spre înăuntru și dânsul mi-a spus și nu l-am mai văzut. Pentru dumneavoastră ușa s-a deschis și m-am întors și am spus, mă rog să se deschidă și pentru dumneavoastră. Și ne-am despărțit în primăvară. Cu 3 săptămâni în urmă, fratele păstor Neluțu Aron m-a sunat și a spus, în comuna frata am o mormântare. Un cetățean care n-a fost niciodată la biserică. S-a întâlnit însă, mi-a spus, cu dumneavoastră, și ați vorbit despre ușa mântuirii deschisă. N-am mai putut veni la biserică. Cu o lună și ceva în urmă m-a chemat acasă. Am fost de câteva ori, l-am vizitat. I-am adus cuvântul lui Dumnezeu. Cu o săptămână înainte l-am botezat. Și a trecut din viață. Și când l-a botezat a spus, dacă vă veți întâlni cu Domnul acela din Cluj, nu știu dacă mai e în viață, spuneți-i că ușa mântuirii s-a deschis și pentru mine. Cum poți să fii așa puternic, te poate întreba cineva? Domnul rămâne lângă slujitorul lui să-l întărească. E nemaipomenit, e binecuvântat adevărul acesta, ți-l doresc, frate Daniel. Domnul rămâne lângă slujitorul lui să-l întărească. Am fost la acea mormântare și a fost, cred că, toată localitatea, pentru că se spunea și s-a spus, doi care stăteau în fața aceleiași uși, cu aceleași diagnostic, unul este în Sicriu și unul predică. Și ne rugăm pentru localitatea aceea, Domnul să deschidă ușa mântuirii pentru cât mai mulți. Domnul rămâne lângă slujitorul lui. Domnul lângă cel păcătos și lângă el rămâne. Mă uit în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Era o sărmană femeie care a căzut în păcat. Și a fost adusă acea femeie, toți erau cu pietre pregătiți să lovească. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu că l-au provocat pe Domnul Iisus, tu ce zici? Domnul Iisus a spus, cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Și fiecare dintre ei, simțind că au păcat, sunt vinovați, spune că au plecat de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr, toți au plecat. Și Domnul Iisus spune aici, în felul următor, femeie, versetul 10, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Dar versetul spune de la început așa, atunci s-a ridicat și când n-a mai văzut pe nimeni, toți au plecat. Unul singur rămâne și lângă păcătos. Unul singur rămâne lângă femeia păcătoasă, toți au plecat. A rămas Domnul Iisus Hristos și ajunge, pentru că sângele Domnului Iisus Hristos încă ne iartă, ne curățește de orice păcat, lângă păcătos care vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Rămâne Domnul Iisus, Domnul a stat lângă mine. Domnul stă și lângă cei care sunt triști, și trec prin stări confuze. Luca 24, doi ucenici triști și era așa de confuz, nu mai credeau pe nimeni. Te-au spus niște femei de ale noastre, atât erau de confuz, pentru ei totul era încheiat, închis. Dar l-au rugat. Este spre seară. Te rugăm, rămâi cu noi. E drept că suntem triști. Și cu oamenii triști, nimănui nu-i place să meargă în călătorie, că ai merge cu oameni plini de bucurie. Ce să faci cu cel trist? Când vrei să mergi în călătorie, nu mergi cu oameni care trăiesc stări de confuzii. Îți place să mergi cu oameni care au totul clar. Unul singur acceptă să rămână și cu cei triști și cu cei care trec prin astfel de stări. Numele Lui este Iisus Hristos, Domnul.
rămâi cu noi că este spre seară. Către tine, mai tânăr slujitor, frate Daniel, trei adevăruri spuse de Sfântul Apostol Pavel lui Timotei. Primul adevăr, aș vrea să știi, Timotei, cum sunt eu. Și nu ca să mă plâng, ci ca să știi dacă vei trece prin astfel de situații, să știi că și părintele tău spiritual a trecut pe aici. Să nu dezertezi din slujbă, să nu fii dezarmat, să nu capitulezi. Sunt singur, sunt cu nevoi spirituale, sunt cu nevoi fizice. Cum sunt alții, Timotei, unii te vor dezamăgi, dar nu le închide ușa. Timotei, alții merită apreciați, apreciază-i. Timotei, pentru alții poate și eu am greșit, adă-l pe Marcu, a lui caz. Timotei, unii sunt ca Alexandru Căldăraru, cu nimic, orice argument ai căuta, cu nimic, cu nimic nu poți pe oamenii aceștia să-i aduci să se liniștească. Ne-a făcut mult rău. Timotei, lasă-i în mâna lui Dumnezeu, că știe El cum să lucreze. Apoi, Timotei, aș vrea să știi cum este Domnul. Domnul a rămas lângă mine și m-a întărit. Domnul rămâne lângă slujitor ca să-l întărească. Domnul rămâne lângă păcătos, Ioan capitolul 8, să-l primească. Domnul rămâne și lângă cei care sunt triști și trăiesc stări confuze, ca să li se mai arate odată. E seară. Coboară soarele spre asfințit. Ca celor doi de atunci, Doamne, rămâi cu noi. Mai descopereți încă o dată voia Ta. Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel din tâi la cel din urmă pas. Fiți binecuvântați de Domnul, prea iubiților. Amin. Slavă Domnului! Pe gloria lui Dumnezeu, fratele Emanuel Peter va cânta, apoi corul înalță cântarea Zi de zi El mă conduce. Amin. Numai pe genunchi poți porni pe drumul umilinței, o viață nouă tu poți găsi, doar prin darul pocăinței. Numai la cruce poți înțelege ce înseamnă iertarea și dragostea. Să simți îndurarea cum se revarsă când ești trist și apăsat de păcate. Numai la cruce poți înțelege ce înseamnă iertarea și dragostea. Să simți îndurarea cum se revarsă când ești trist și apăsat de păcate. Dacă vei urca chiar plângând pe muntele credinței, nu uita că sus în curând ne vei întâlni
cu sfinții. Numai la cruce poți înțelege ce înseamnă iertarea și dragostea. Să simți îndurarea cum se revarsă când ești trist și apăsat de păcate. Când ești trist și apăsat, dovorât de păcat, doar la cruce tu poți să primești izbăvirea. Numai la cruce poți înțelege ce înseamnă iertarea și dragostea. Să simți îndurarea cum se revarsă când ești trist și apăsat de păcate. Numai la cruce poți înțelege ce înseamnă iertarea și dragostea. Să simți îndurarea cum se revarsă când ești trist și apăsat de păcate. Amin. Mas
să fie Domnul pentru conducerea sa și pentru purtarea lui de grijă. Amin. Amen. Frate Daniel, doresc din toată inima ca Dumnezeu să te binecuvinteze împreună cu soția ta, cu sora Camelia, cu ceilalți din familia ta, familia lărgită, și harul lui Dumnezeu să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Ne apropiem de momentul când va fi oficiată lucrarea de investire în slujba de presbiter fratelui Daniel. Câteva cuvinte aș vrea să spun și eu pentru tine astăzi, Daniele. Cu ziua de astăzi nu ne mai întâlnim niciunul și cu fiecare zi. Mă gândeam că am o predică de un ceas și 10 minute. Am uitat la ceas și am văzut că e fără 10. Și pe lângă aia și pe lângă altele, câteva cuvinte din versetul 5, al capitolului 4 din 2 Timotei. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. În aceste patru caracteristici este creionat profilul unui slujitor. Așa am înțeles. Și vai de un slujitor adormit și de o biserică în care slujește un astfel de slujitor. De aceea apostolul Pavel, așa după cum era prezentat de către scumpul nostru frate Sandu, înțelegând de la Dumnezeu că drumul lui se apropie de capăt, a vrut să lase în urmă o învățătură pentru un slujitor care să fie în primul rând treaz. Degeaba ai calități de orice fel, degeaba ai posibilități de lucrare și de acțiune. Un om adormit nu poate să fructifice nimic din ceea ce are. Și pentru un slujitor, trezirea aceasta sau starea aceasta înseamnă două lucruri: sensibilitate și receptivitate. O persoană nu trebuie să fac mari descrieri, dar vorba apostolului Petru, caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Pentru că fiecare am putut să vedem într-o împrejurare sau alta ce s-a petrecut atunci când am fost adormiți, amorțiți, ațipiți sau cum am fost. Unii atât de profund dorm, încât vorba românească îi poți duce cu patul. Nu știu ce se petrece în jurul lor, nu înțeleg nimic, poți să le spui, să le dai, să termina. Alții sunt mai sensibili la somn și se trezesc repede, dar un om al lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să fie totdeauna o ființă trează, sensibil la cuvântul lui Dumnezeu, sensibil la nevoia lucrării lui Dumnezeu și sensibil la nevoile oamenilor, a fraților, a surorilor, a copiilor, a tinerilor și a oricărui reprezentant al vârstei. Și în același timp receptiv, adică înțelegând și adaptându-te, punându-te în situația celui care este într-o nevoie sau alta. Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune rabdă. Rabdă suferințele. Nu face promisiuni din astea entuziasmatice, ci arată care este drumul pe care trebuie să-l. Aș vrea să spun ceva care pentru mulți va fi, probabil pentru un oarecare timp, motiv de discuție sau de semne de întrebare.
Am fost ordinat în slujbă de diacon în 1978. Ordinat ca și pastor în 84. Au trecut de atunci atâția ani pe care puteți să-i socotiți. Am avut responsabilități într-o parte sau în altă. Am discutat cu cineva și i-am spus, poate te va șoca ceea ce spun. Dar după toată activitatea aceasta, din punct de vedere omenesc, vă rog, fiți atenți, fiți trăiești, Daniel, din punct de vedere omenesc, nu merită să fii slujitor. Din punct, repet a treia oară, din punct de vedere omenesc, nu merită să fii slujitor. Din punct de vedere omenesc, nu merită să fii păstor. Dacă n-ar fi gândul răsplății și a responsabilității față de Dumnezeu, Daniel le ține cont ce spun, nu merită. Numai pentru aceea și pentru acolo. Și apostolul Pavel a spus, dacă e să spun ceva când soarele meu scapătă, când e spre apus, fii pregătit să rabzi. Fii pregătit să rabzi suferințele. E adevărat că unii își pierd capul la aplauze, își amețiți de euforie și legănați de cuvinte măgulitoare, ador. Fii treaz și fii pregătit să rabzi, adică fii pregătit să plătești prețul. În al treilea rând, spune cuvântul lui Dumnezeu, fă lucru. Fii treaz, fii pregătit să rabzi, dar nu cu mâinile în sân, ci activ. Fă lucrul unui evanghelist. Și cuvântul lui Dumnezeu, în altă parte, spune de râvna Evangheliei păcii. Un evanghelist trebuie să fie un om, o persoană care să fie caracterizată de spiritul de activitate, de implicare și Dumnezeu de asta are nevoie. Lucrarea lui Dumnezeu nu are nevoie de spectator. Lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu nu are nevoie de critici, de dragul de a se băga în seamă. Lucrarea lui Dumnezeu nu are nevoie de oameni care să fie nemulțumiți prin comparație cum au fost lucrătorii din vie. Lucrătorii din vie, Evanghelia de Pontei, capitolul 20, spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost o gmiță, a fost o înțelegere, a fost o învoială, cum am spune zilele noastre, un contract. Vii și-ți dau leu, lucrezi și-ți dau leu. Și au fost încântați să poată să meargă și să câștige ceva, să nu șomeze în ziua aceea, să lucreze ceva. Nemulțumirea de unde a apărut? Nemulțumirea a apărut prin comparație. Nemulțumirea a apărut în momentul când au observat că cei care au venit în ceasul 11 primesc leul, că cei care au venit în ceasul al 9-lea, al 6-lea, treilea, primesc leul și eu spun, păi, cum se poate atunci, la noi trebuie ceva mai mult. Și a spus, ia ce e al tău și du-te. Nemulțumirea a apărut prin comparație și deseori, atunci când nu se veghează suficient, atunci când nu ești gata să plătești prețul, atunci ți se pare că ai făcut mai mult și mai ales când sunt unii în jurul tău și galeria, care spune, păi, numai atâta pentru tine? Sau tu nu vezi ce face altul? Daniel, fii încredințat că cel ce te-a chemat la lucrare priveghează asupra tot ceea ce faci și știe să prețuiască și sacrificiul pe care îl faci și pe cel pentru care ești gata oricând. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amen. Și în al patrulea rând, spune clar, fă ceea ce ești chemat să faci. Nu suntem chemați la poză, nu suntem chemați la întâi la mese.
Nu suntem chemați la, mai știu eu câte aplauze și poate cineva zice acum și răspund gândurile acela. Da, da, tot când sunteți acolo, sunteți puși la masa cea mai din față. Aș prefera de multe ori să mă duc acasă și să mănânc ceea ce îmi tihnește și când îmi tihnește și la masa mea, decât să stau pironit ceasuri întregi și să suport ceea ce uneori este o mare povară și n-aș vrea să văd. Nu pentru mese suntem chemați, ci să ne împlinim bine slujba. Împlinește-ți bine slujba, adică a împlini bine înseamnă a fi exigent. Pentru că dacă nu ești treaz, nu ești veghetor, există riscul manipulării, să fii manevrat. Un slujitor este chemat să fie un om pentru oameni, nu al oamenilor. Un om al lui Dumnezeu pentru oameni. Că sunt și manipulanți, asta este o altă vorbă, tu fii treaz. Împlinește-ți bine slujba, pentru că poate să apară riscul superficialității, adică românescul, bine-i și așa. Sau ceea ce s-a petrecut cu marele la propriu bărbat în Israel, cu Samson. A spus la un moment dat, ce-am mai făcut, mai fac. Cum am făcut altă dată, voi face și de data aceasta. Și n-a mai putut să facă lucrul acesta. Împlinește-ți bine slujba, înseamnă exigență față de tine însuți, de programul pe care ți-l impui. Exigență înseamnă ceea ce prezinți înaintea bisericii în învățătură, învățătură sănătoasă, înnoită. Nu în lungimea, nu în enumerarea multor versete, ci în esența pe care o are mesajul pe care îl trimiți. Exigență înseamnă să fii exigent cu familia ta, înseamnă să ai caracter în tot ceea ce faci. Dumnezeu să te ajute și să te binecuvinteze. Amen. Că de superficialitate îi plină lumea asta în toate domeniile și din nefericire nici cel ecleziastic nu este păzit, nu este ferit de superficialitate. Repet ce-ai scris. Fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Acesta, cred eu, este profilul slujitorului, care într-o zi va auzi chemarea, vino slugă bună. Sau ceea ce Pavel a spus lui Timotei atunci, așteaptă cununa, care mi se va da nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amen. Cu casa ta și să ne ajute să slujim cu dăruire până la capăt. Amin. Amen. Vom trece la oficierea actului ordinării. Este și sora Camelia, soția fratelui Daniel, alăturia. O vă ispitească gândul și nu vă piște duhul de bârfă, că acum o ordinăm și pe sora Camelia. Nu, este aici alături de soțul ei și va fi alăturea să îl mai îndemne, va fi alăturea să se roage, să îl susțină. Fratele Daniel va fi ordinat în slujba de presbiter și sora Camelia rămâne cu statutul care îl are, de ființă mântuită prin har, de o credincioasă și membra bisericii și de soție și de mamă. Dumnezeu să binecuvinteze toată familia. Amen. Frate Daniel, aș vrea să te ridici, sânducule,
Mergem împreună, că am orice în alte împrejurări. Mergem. Frate Daniel, ai fost ordinat în slujba de diacon la Arganda, n-am fost acolo. Ai fost ales și s-au făcut demersurile necesare pentru ordinarea ca presbiter la comunitatea regională, acolo ai dat un test și dacă ești aici în postura aceasta, înseamnă că ai răspuns bine acolo și acum întrebuit. Dar aici este biserica în care vei sluji. Biserica te cunoaște și te va urmări mai departe, fii sigur din treaba asta. Aș vrea ca și ție să îți pun întrebările pe care le-am adresat și altor slujitori de aici și din altă parte unde am ajuns, să răspunzi cu toată curăția cugetului tău înaintea lui Dumnezeu. Și astfel, frate Daniel, înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului Iisus Hristos și a bisericii sale din acest loc, cât și în fața propriului tău cuget luminat de Duhul Sfânt, te întreb, dacă te angajezi și ești gata să faci slujba de presbiter la care ești chemat, cu un cuget curat, cu toată dragostea și dăruirea față de Dumnezeu și față de sufletele oamenilor. Da. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Amin, amin, amin. Te întreb dacă te angajezi și ești gata să respecti și mai departe cuvântul lui Dumnezeu, mărturisirea de credință și practica biblică a Bisericii Apostolice Pentecostale. Da. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Te întreb dacă te angajezi și ești gata să respecti pe ceilalți slujitori ai lui Dumnezeu din biserică și să dezvolți, să cultivi un spirit de colaborare cu ei. Da. Dumnezeu să te ajute. Amin. Și te mai întreb, dacă te angajezi și ești gata să slujești lui Dumnezeu și Bisericii Domnului Iisus Hristos cu toată responsabilitatea, fără gând de partidă, căutând să păzești și să păstrezi unitatea Bisericii. Da. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Amin, amin. Îngenunchează-te, rog, vă invit să vă ridicați și împreună cu fratele Sandu vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu în investirea în slujba de presbiter a fratelui Daniel Oros. Și te rog, Sfinte Tată, în aceste momente speciale, deosebite, mâna ta plină de binecuvântări să fie întinsă peste fratele nostru Daniel. Amin. Și prin mâna ta întinsă să-l binecuvintezi cu responsabilitatea care îi se încredințează din acest moment. Amin. Și să fie unul care să se achite înaintea ta în așa fel ca atunci când îl vei chema să-i spui, rob bun și credincios. O, Doamne, ajută! Mulțumesc pentru că este investit ca presbiter și în cuvântul tău ne-ai lăsat scris și adevărul acesta. Presbiterul a spus, păstoriți turma lui Dumnezeu care Doamne, este sub paza Doamne, voastră. Ajută. Fă-l conștient pe fratele Daniel că este a ta biserica. Amin. Și el este chemat să fie unul dintre cei care trebuie să lucreze,
Să păzească, Doamne. Amin. Dă-i, te rog frumos, acea abilitate ca să se ridice înaintea ta ca prezbiter și să păzească biserica de tot ce este rău. Amin. De duhuri de amenințare, o, Doamne, de forțe străine, diabolice. O protește. Și numele Tău să fie înălțat peste el. Amin. Protejează-i ființa lui. Amin. Întâi, Doamne. Amin. Protejează-i soția lui. Amin. Protejează-i familia lui întreagă. Amin. Să fie sub semnul binecuvântării și al protecției Tale. Ca prezbiter, mă rog să-L ajuți să facă lucrarea nu de silă, ci din dragoste. Ajută, Doamne. Te rog, binecuvintează-L și din acest punct de vedere. Amin. Dăruiește-i multă deschidere și iubire, întâi față de Tine mai departe. Amin. Să Te iubească pe Tine singurul Dumnezeu adevărat. Aleluia. Și pe Domnul nostru Iisus Hristos, care L-ai trimis Tu. Și apoi să iubească pe aceea care îi va sluji. Ajută-L, Doamne! Amin. Mă rog, ca prezbiter, fă să facă lucrarea în așa fel încât să fie făcută cu lepădare de sine. Da, Doamne. Să se dea pildă turmei, Doamne. Amin. Și să fie un exemplu binecuvântat. Da, Doamne. După cum îi este numele, fă-l prea iubit. Amin. Fă-l scump, că așa ai spus lui Daniel în Biblie, tu ești prea iubit și scump. Fă-l, te rog, și în felul acesta binecuvântat. Da, Doamne. Și când va chema numele Tău, ascultă-L, Doamne. Amin. Și toate actele de cult ce le va face în numele Tău, însoțește-L, Doamne. Amin. Protejează mai departe. Amin, amin. Sufletul lui, duhul lui și trupul lui să fie păzite întregi înaintea Ta. Binecuvântă și soția fratelui Daniel. Amin. Dă-i sănătate multă, putere. Ajută, de a-L ajuta, Doamne, de a-L sprijini, de a-L înțelege. Binecuvântă toată familia lui. Amin. Binecuvântarea Ta o cer încă o dată peste fratele Daniel. Amin. Ca prezbiter. Binecuvântarea Ta fie peste toți slujitorii, Doamne. Amin. Și numele Tău să fie înălțat acum și în veci de veci. Amin. Stăpâne Sfânt, Dumnezeu atotputernic, care stai pe scaunul gloriei, din veșnicie în veșnicie, fiind Dumnezeu, închinăm în Duhul nostru înaintea Ta în momentele acestea, când a îngenunchiat, Doamne, fratele Daniel Oros, și cerem mai departe binecuvântarea Ta. Amin. Peste el. Amin. Și pentru el în slujba de prezbiter. Da. Te rog, Doamne, umple-L de Duhul Sfânt. Amin. Umple-L de înțelepciune. Amin, Doamne. Și ajută-L, Doamne, să umble într-o stare sfântă și teamă de Tine și de numele Tău. Te rog, Doamne, să-L binecuvintezi în slujirea Lui cu autoritate care vine de la Tine, amin, Doamne. Amin. Căci El, ca și oricare alt slujitor, nu se reprezintă pe sine, ci te reprezintă pe Tine, Doamne. Da, Doamne. Te rog, binecuvântă-L, Doamne. Amin. Ca slujba ce o face să poarte amprenta gloriei Tale, Doamne. Aleluia. Numele Tău, Doamne, să fie așezat peste el. Da, Doamne. În orice împrejurare. Da, Doamne. Păzește-L. Amin. Sprijinește-L. Amin. Călăuzește-L. Amin, Doamne. Îndrumă-L. Amin, Doamne. Și ridică-L. Amin, la cer, Doamne, împreună cu sfinții. Aleluia. În marea zi. Aleluia. Pentru împărăția Ta. Glorie-ție. În numele Domnului Iisus Hristos, chem prezența harului Tău peste fratele Daniel în slujba care o va face mai departe de propovăduirea cuvântului Tău. Amin. Dă-i lumină de la Tine. Amin. Dă-i descoperire dumnezeiască. Amin. Dă-i râvnă pentru lucrarea Ta și mai departe. Amin. Ajută-L să studieze și mai mult. Amin. Ajută-L să se pună la dispoziția Ta pregătindu-se și mai mult. Amin. Întărește-L, Doamne. Amin. În vremea când va fi încercat,
primește jertfa lui la tine. Amen. Și dă-i putere. Amen. Să rabde suferințele. Da, te rog, o Doamne, binecuvântă-l în mijlocul poporului tău. Amen. În responsabilitatea pe care o va avea în actele de cult. Da, te rog să-l binecuvintezi, Doamne, cu autoritate. Amen. Sfântă. Amen. În sfaturile care le va da, în măsurile care va trebui să le ia împreună cu slujitorii din conducerea bisericii. Te rog, Doamne, sprijinește-l în orice împrejurare. Amen. Dă-i pâinea necesară. Amen. Doamne. Amen. Te rog, Doamne, ocrotește-l și ajută-l să rămână tare. Amen. Să nu poată fi manipulat. Amen. De alții cu alte interese și să nu fie superficial. Amen. Niciodată în lucrare. Să dea tot ce are. Da, să dea tot ce poate. Amen. Și când îi se va cere mai mult, dă-i tu mai mult decât are. Amen. Și mai mult decât poate în momentul acesta. Da, te rog, Doamne, ține-l de mână când se va clătina. Ține-l tu cu brațul tău când va slăbi. Amen. Și primește-l în slavă când îți vei chema sfinții la răsplată. Amen. Îți mulțumim pentru lucrarea ta. Pentru chemarea ce ai făcut-o fratelui Daniel și pentru încredințarea în slujbă mai departe ca prezbiter, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Frate Daniel, în slujba de prezbiter poți să faci toate actele de cult lângă cele care le poate face un diacon după rânduiala cultului penticostal, slujbele care le poți face ca și prezbiter pe lângă celelalte, în botezul în apă, căsătorie și ungerea cu undelem. O singură slujbă nu poți să faci, ordinarea în slujbă altuia, excepția ordinării de diacon în care împreună cu păstori poți să fii folosit. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amen. Și pentru că lucrarea aceasta implică și asistența spirituală a celor care sunt în suferință, a celor care sunt bolnavi și după cuvântul lui Dumnezeu din epistola apostolului Iacov, avem încredințarea acestei lucrări a ungerii cu undelem, îți dau aici prima sticluță cu undelem pe care să o folosești pentru slujba ungerii cu undelem. Și fie prezența în numele lui Dumnezeu și împlinirea cuvântului Sfânt peste bolnavii, peste Amin. Care vei așeza undelemnul binecuvântat și numele Domnului prin rugăciune. Amin. Doresc din toată inima să te binecuvinteze Domnul. Amin. Rămâi un bărbat vrednic pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și Domnul ne ajute să putem sluji împreună cu ceilalți frați și cu întreg poporul pentru gloria lui Dumnezeu. Fie binecuvântat! Domnul să te binecuvânteze! Fie binecuvântat, frate Daniel! Haideți să încheiem părtășia binecuvântată din această dupămasă printr-o rugăciune. Fratele Vasile Câmpianu, prezbiter în biserică, să aducă mulțumire lui Dumnezeu. Ne închinăm înaintea ta și înaintea slavei tale. Ești cel care privegezi din cerurile tale preanalte, asupra lucrării tale ca să o duci la îndeplinire. Ai lucrat, Doamne, dintotdeauna prin puterea Duhului Sfânt și lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie omenească, ci prin Duhul Tău, spune profetul Zaharia. Doamne, de aceea te rugăm frumos, ai milă de noi, Doamne, în continuare, Doamne. Dăruiește-ne cuvântul Tău care să îmbărbăteze inimile noastre, Duhul Sfânt să fie la lucru. Iisuse, din cerul preanalt, privegează asupra vieților noastre, privegează asupra bisericii acesteia, Doamne, privegează asupra noastră a tuturora, Doamne. Îți mulțumim astăzi pentru investirea în slujbă a fratelui Daniel Oros, Doamne.
binecuvintează-L în continuare și-ți mulțumim că binecuvântarea ta va fi peste el cu punerea mâinilor slujitorilor tăi, Doamne. Amin. Îți mulțumim pentru aceasta. Rămâne binecuvântarea ta, fie călăuzirea ta, Doamne, peste noi toți, ca într-un cuget, într-un suflet, într-un gând, într-o unitate, să te lăudăm, să te preamărim, Amin. Să te glorificăm până la venirea ta. Nu știm când va fi, dacă va trebui să ne coborâm în țărână, Doamne, pentru toate și în toate vrem să-ți mulțumim. Încredințăm lucrarea pe mai departe, care se va desfășura în biserica aceasta și în bisericile din țară. Încredințăm totul în mâna ta, fie binecuvântarea ta, dragostea ta, păzirea ta peste ființele noastre și noi pentru toate ți aducem laudă, slavă, cinste și glorie în vecii vecilor. Amin.